Doza de motivație prezintă Mike Tyson. Vreți să-mi auziți secretul? Pare banal, dar acesta este încrederea în sine. Dacă în tine cred mii de oameni și tu nu crezi, atunci nu-ți va reuși nimic, pentru că totul depinde de tine. Nu contează ce cred oamenii din jurul tău, tu trebuie să crezi în tine și să mergi către obiectivul propus. Și aici e momentul când disciplina intră în joc. Nimeni nu vrea să se trezească la 4 dimineața și să plece la alergat, când încă afară este complet întuneric. Dar acest lucru este necesar. Singurul motiv pentru care eu o fac atât de devreme este pentru că sunt convins că nimeni altcineva nu o face și acest lucru mi oferă un mic avantaj. Fără disciplină, oricât de bun ai fi, ești un nimic. Într-o zi vei întâlni un tip dur care va ști să încaseze și să reziste celor mai bune lovituri ale tale și va continua să avanseze pentru că este puternic. Nu-ți pierde forța spiritului și curajul. Băieți, sfatul meu pentru voi, învățați să vă recunoașteți defectele. Atâta timp cât tu vei întoarce spatele neajunsurilor tale, acestea te vor împiedica să-ți atingi obiectivele. De aceea trebuie să recunoașteți că nu sunteți perfecți și începeți să luptați împotriva defectelor. Nu vă necăjiți din cauza eșecurilor. Toată lumea cade, doar că unii se ridică mai repede, iar alții continuă să se tăvălească și să plângă. Antrenorul meu obișnuia să spună: urmărește-ți cu atenție gândurile, deoarece viața va reflecta în totalitate tot ce gândești. Dacă vei fi nehotărât și fricos, așa îți va fi și viața. Trăiește cu mintea curată. Nu eram un copil foarte atletic și în plus purtam ochelari, așa că băieții răi nu prea mă lăsau în pace. Odată aceștia m-au pus să car niște cutii de lemn într-o casă abandonată. Într-una din aceste cutii erau porumbei și văzând aceste păsări de aproape, pur și simplu m-am îndrăgostit de ele. Iar dragostea asta durează toată viața mea. Poate că dacă nu ar fi fost porumbei, nu m-aș fi apucat de box. Prima mea bătaie a fost din cauza unei păsări. Un tip era mai mare și mai zdravă decât mine. Mi-a luat porumbelul și în fața mea i-a sucit gâtul. Au trecut mulți ani de atunci, dar încă mi-amintesc acest moment care mi-a lăsat o cicatrice profundă în suflet. M-am aruncat cu pumnii asupra acestuia și l-am zdrobit. În acel moment am simțit că sunt mai puternic decât el și de aceea am câștigat. Și atunci am început să cred în mine și în forța mea. Porumbeii sunt pentru mine cel mai bun mod de a mă odihni și a mă liniști. Spre deosebire de oameni, păsările nu te vor trăda, îți vor răspunde la bine cu bine, iar când ai grijă de ele, acestea te răsplătesc cu afecțiune sinceră. Din păcate, lucrurile stau diferit la oameni. Adevărata libertate este atunci când nu ai nimic. Eram mult mai liber când nu aveam niciun cent și știi ce făceam? Îmi puneam căciula de schi, niște cârpe pe mine și ieșeam în stradă să cer mărunțiș. Sunt un visător, visez să ajung la stele și dacă am ratat o stea, atunci apuc o mână de nori. Majoritatea oamenilor au o părere proastă despre ei înșiși. Eu sunt fericit pentru că sunt îndrăgostit nebunește de mine însumi, iar acest lucru îi face pe oameni să mă urască mai mult. Uneori mi se pare că nu sunt compatibil cu această societate, pentru că în jur sunt doar ipocriți nenorociți. Toată lumea vorbește despre credința în Dumnezeu, doar că faptele lor demonstrează contrariul. Ce crezi? Dacă Iisus ar fi stat aici între noi, ar fi vorbit cu mine despre iubire? Crezi că Iisus mă iubește? Sunt musulman și cred că Iisus ar fi băut ceva cu mine și mi-ar fi spus: de ce te comporți așa? Ar fi fost un tip mișto și doar am fi vorbit. Niciun creștin până acum nu mi-a vorbit din suflet. M-au aruncat în închisori, au scris articole proaste despre mine și apoi mergeau la slujba de duminică și spuneau: da, Iisus e minunat, va veni să mântuiască pe toată lumea. Doar că ei înțeleg că în ziua în care El va coborî pe pământ, acești capitaliști nebuni, murdari și lacomi se vor aduna din nou pentru a-L ucide. Atunci când mă vedeți străpungând craniul cuiva, vă place? Într-adevăr, îmi place să bat oameni. Toate aceste vedete se tem ca de moarte, ca nu cumva să fie atacate brusc de cineva. În schimb, eu vreau să fiu atacat, fără arme, doar eu și el. Iubesc să bat oameni și îmi place să-i bat tare. Când mă lupt cu cineva, vreau să-i iau voința, vreau să-i iau curajul, vreau să-i smulg inima din piept și să-i o arăt. Încerc mereu să lovesc vârful nasului, pentru că vreau să-i bag osul exact în creier. Când mă vedeți că străpun craniul cuiva, vă place? Când am ieșit din închisoare, nu am vrut nimic altceva în afară de o baie. M-am frecat atât de tare încât aproape mi se desprindea pielea de pe față. Vroiam să spăl toată nenorocirea asta. Unde am frecat destul de tare, am avut chiar și cicatrici și femeia mea îmi spunea: omule, nu freca atât de tare. Toți acești eroi, toți acești băieței clopoței care au totul alb și curat, dacă brusc ar fi trebuit să treacă prin tot ceea ce am trecut eu, și-ar fi tras un glonț în gură.
nu au inima pe care o am eu. Am trăit în așa locuri în care ei nu ar fi oprit nici măcar să-și facă nevoile. Ca să știți, sunt nebun, dar nu sunt atât de nebun pe cât credeți. S-ar putea să vreau să-i otrag unei tipi într-un loc total nebunesc, dar nici într-un caz nu mi-aș dori să ucid, să violez sau să mutilez pe cineva. Și iarăși e incredibil, dar când am ajuns acasă din închisoare, am văzut toate aceste cutii de banane a dracului de mari. La început am crezut că e doar gunoi, dar erau 20 sau 30 de cutii pline de cărți. Și m-am gândit, o, Doamne, este incredibil că toate aceste informații sunt stocate în capul meu. Acum este destul de evident pentru mine că cea mai mare influență asupra omului sunt cărțile pe care le-a citit și oamenii pe care i-a întâlnit. Iată ce trebuie să știe frații și surorile despre cărți. Cel mai important lucru este să înțelegi corect ce citești. E bine să poți citi, dar e foarte rău să poți citi și să nu înțelegi ce citești. Când eram în închisoare am fost invadat de toate aceste cărți stufoase. Tolstoi e un tip mișto, acesta trebuie citit de toată lumea. Chiar dacă tipul ăsta Hemingway a fost un fascist și un porc rasist murdar, a avut dreptate cu un singur lucru. El a spus o chestie care mi s-a întipărit bine în cap. Un bărbat nu poate fi învins, doar ucis. A avut dreptate. Atâta timp cât suntem încăpățânați și de neclintit, obținem ceea ce vrem. Nu putem fi învinși. În cazul meu e diferit, dar în acest lucru cred. Un alt lucru care mută creierul este timpul. Timpul nu te va aștepta. Timpul este ca o carte, are o introducere, cuprins și un sfârșit. Acum vorbesc cu tine, tu cândva ai vorbit cu o grămadă de tipi care nu mai sunt printre noi. E un cerc, dacă desigur înțelegi la ce mă refer. Încerc să fiu diferit. Nu-mi place de persoana care eram înainte. Încerc să dezrădăcinez toate obiceiurile vechi din mine și uneori este foarte neplăcut pentru mine să-mi amintesc de trecut. Încerc să nu păstrez răutatea în mine. Viața e prea scurtă pentru a pierde timpul cu energii negative. Încerc să petrec fiecare secundă astfel încât, atât cu mine cât și în jurul meu, să fie totul bine. Cred că ar trebui să fiu fericit că sunt încă în viață.